Spitalele vor fi verificate în perioada 29 iunie-10 iulie. Vor verifica datoriile restante ale spitalului, începând cu anul 2005 și felul în care s-a desfășurat exercițiul bugetar pe această perioadă de timp. Această radiografie a datoriilor se vrea a fi una exactă, astfel încât să se știe cine răspunde de acele datorii. Comisiile de la nivel național vor prezenta Comisiei Naționale conduse de un secretar de stat rezultatele, urmând ca în funcție de rezultatele acestea să fie prezentate Ministrului Sănătății, respectiv Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, urmând a fi luate decizii referitoare la plata acestor datorii. Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș se pregătește deja de aceste controle. Noi suntem pregătiți să-i primim, le vom pune la dispoziție toate documentele necesare și vom vedea rezultatele acestui control. Spitalul Clinic Județean de Urgență se află într-o perioadă foarte proastă din punct de vedere al datoriilor. În momentul de față, Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș are facturi înregistrate de aproximativ 500 de miliarde de lei vechi, 50 de milioane de roni, din care peste termenul de plată sunt aproximativ 300 de miliarde, deci 30 de milioane de roni. După data de 10 iulie se va finaliza și lista cu spitalele datornice, dar și cu sumele pe care le datorează acestea.